Bună, o să vă arăt câteva cumpărături. Cumva o să lipesc două părți, cred, pentru că am făcut puține cumpărături și când o să se mai adune, o să postez videoclipul. Am luat prima dată această sticlă foarte drăguță de 500 de mililitri, jumătate de litru. Scrie Summer, nu, Hello Summer, este cu tot felul de flamingo, cactus, ananas, înghețată, de asta, smiley face, scoică, fel și fel de chestii. Am pus și apă în ea. Are aici un mâner și se deschide așa. Este sticlă pentru sport. Eu o să o folosesc, o pun pe noptieră și beau apă noaptea, pentru că aveam o sticlă cu paie de la Kick, dar cumva am aruncat-o. E, chiar dacă e sticlă, o spăl, dar cumva paiul ăla nu mai găseam pai. Era cu totul prins paiul ăla cumva aici în sus și de asta. Deci e foarte drăguță și a fost vreo... Apropo, bonul în total am dat 86 de lei, dar mai am mâncare de pe zi, ce aia nu vă mai arăt, niște, nu știu, paste, bulion și ce am mai luat eu, semințe, alea în fine, dar în total a fost 86,84 și sticla a fost, stai să văd, sticlă, 13 lei și 25, un preț bun, zic eu, pentru sticla asta drăguță. Mai departe, am luat un șampon de la Farmec. Ăsta așa, eu nu l-am încercat încă până acum. A fost, stai să văd, Farmec șampon, 6,65 lei. Are 200 de mililitri. Era varianta la 400, costa 12 lei și ceva. Și am luat ăsta, urzică și greu. Nu știu cum o să fie, clasic șampon, mă rog. O să văd cum o să fie. Voiam să-l încerc pentru că eram curioasă. L-am văzut lăudat. Și am zis eu varianta asta mică ca să îmi fac și eu o părere. Am mai luat un detergent de vase din ăsta. Eu nu l-am văzut până acum, detergentul ăsta de vase. Cel puțin, adică eu nu l-am văzut. Cu mere, cu măr verde. A fost, nu știu cât a fost, hai să văd pe bun. Are 500 de mililitri. A fost, ia să văd. Detergent de vase, 2 lei. Opa, super. Am recumpărat... Triumful meu de toate zilele, asta e preferatul meu pentru degresarea grăsimii de pe tigăi, din aragaz, doamne, din aragaz și de pe aragaz și cuptorul, deci trebuia să-l recumpăr. L-am găsit la o super mega extra ofertă la 11 lei, parcă am văzut eu acolo, da, 11 lei și 5 bănuți. Cel mai, adică l-am văzut la 15-16, mi s-a părut mult și bine că l-am găsit la, era cu roșu acolo și chiar așa a fost și pe bon. Și am mai luat 3 saci din ăștia menajeri de 35 de litri, a fost 1 leu și 20 bucata și a treilea rata așa, deja am desfăcut din ăsta unul, doar unul am luat. Sunt mici, îi folosesc la baie, la coșul de baie pentru hârtie, nu-mi trebuie rezistență acolo și da. Ăștia-s buni și de asta i-am luat, v-am zis, 1 leu 20 de bucata. Și ultimul produs din, adică cumva v-am zis, o să lipesc, dar ultimul produs din sesiunea asta mică de cumpărători, am luat, stai să ridic, opa, acest dero, sper că-l vedeți, cu levănțică și am dat 38 de lei, ceva de genul, să văd, dero, lavandă, nu știu ce, 38,25. Sper că se vede ultimul acolo. Așa, ălălalt, cumva, ăla verde l-am terminat și am dat 26 pe ăla. Ăsta că e cu lavandă, mă rog, așa, am dat 38, dar, mă rog, are 4 kg și, da, o să îl folosesc eu. O să vi-l arăt așa, ca să nu-l mai ridic. Îmi place mult cum miroase, chiar miroase în toată camera aici, cât am lăsat ăsta ca să filmez. A pus un miros. Și abia aștept să-l încerc. Pe asta nu l-am avut cu levănțică și cu iasomie. Nu l-am avut pe asta. Și bine că l-am luat. Chiar 38 de lei, dar chiar vreau să-l încerc. L-am văzut foarte lăudat. Este o fată, Ioana, nu mai știu cum. Îl laudă tot. Și da, trebuia să îl iau și eu. Da, cam astea îs. O să lipesc și partea a doua. Bună, în continuare acelui clip care l-am filmat. Asta e partea a doua. Am fost, era un magazin deschis, eu nu am fost până acum și am zis totuși să intru și am luat punguța aceasta. Au foarte multe produse
cosmetice din astea de îngrijire din import, de exemplu din Germania, de pe la magazine din Aldi, nu știu cum să zic, Rossmann, Netto, fel și fel, și prin și din DM au produse din Lidl, deci sunt cumva din alte magazine spuse acolo și au și fel și fel de haine, mă rog, eu sunt mai multe și normal voiam să ies cu tot magazinul, să iau câte un produs din fiecare, dar m-am abținut. Am luat prima dată acest gel de duș, m-a atras pentru că e cu cocos, a fost doar 5 lei, este de la Badedas, ceva de genul scrie, dar să știți că asta e cumva o variantă, depinde de țară. În Germania e Duschdas, sau cum se zice, în Anglia Radox. Le găsiți pe toate, pe make-up sau pe diferite site-uri, dar astea am mirosit acolo și îmi place atât de mult cum miroase. Și astea am găsit pe Mag, de la Badedas, mă rog, și miroase foarte bine. Și de asta l-am luat cu cocos și nu mai știu ce, dar miroase doar a cocos, să știți. Dacă vă place, trebuie neapărat să-l încercați. Și doar 5 lei și are o cantitate de 250 de ml. Am zis să trec de acum pe geluri din astea de duș mai mici și șampoane la fel. Mai departe, am un șampon, v-am zis, vreau să încerc cât mai multe, tot la 5 lei de la Organix. Nu am văzut până acum gama asta, firma, să-mi spuneți dacă ați văzut pe undeva produsele astea, adică în online le-am văzut pe Mag și pe alte site-uri, dar mă refer așa prin magazine. Nu știu ce fel de marcă e, adică în ce magazine se găsește acest șampon la 5 lei cu miere. Miroase foarte bine, mie mi se pare că miroase șamponul Wash & Go și am văzut că este produs, nu, de Unilever, dar nu știu ce am văzut eu aici. A, nu, era site-ul lor, nu, la altul am văzut altceva, da. Deci așa, ăsta a fost 5 lei și abia aștept să-l încerc să-l folosesc. O să-l vedeți cel mai probabil într-un empties. V-am zis, la Lidl încă n-am ajuns, dar o să pun clipul ăsta așa, o să-l lipesc două părți. Un șampon super de la Isana, astea produse se găsesc în Rossmann, a fost 6 lei și a avut 250 de ml. O chestie pe care, adică nu știu, nu am văzut multe variante, adică duplicate, cum să zic, ăsta, produsul ăsta de vreo 10 ori, să aibă stoc acolo, era de doar 3 ori, deci la fiecare rost am văzut doar 3 bucăți. Deși au loc acolo, nu știu de ce au făcut așa, poate au adus doar puține să vadă dacă se vând, nu știu. Ăsta miroase genial și femeia de acolo, era o fată, mi-a zis că ăsta e foarte cumpărat și a văzut că au mai venit fetele și nu l-au mai găsit. O zis că acum l-au adus din nou și îmi pare rău că nu mi-am luat două. L-am deschis și miroase incredibil, abia aștept să-l folosesc. Și da, pentru 6 lei, nu știu, e un preț foarte bun. La noi, nu știu dacă găsesc șampon la 6 lei. De fapt, găsesc, dar mă rog. Așa, și să vă mai arăt ce am luat. Tot de acolo am luat ăsta, dar stai că mai avem ceva? A, da. Ăsta așa de geamuri. El este de la Aldi. Scrie și aici pe spate, v-am zis. De la fel și fel de magazine. Are 750 de ml și a fost 5,50 lei. Văd că nu are preț, dar atât a fost. Nu scrie pe nicăieri, scrie aici în sus, soluție naturală pe bază de oțet. Asta scrie, curăță geamurile, oglinzile, power force, da, cam așa arată. Mi s-a terminat, cred că ați văzut în MTZ ăla de geamuri și în ultimul timp m-am trezit cu șervețelele alea de la Lidl pentru mobilă și chiar și-au făcut bine treaba, dar am zis să iau și o soluție din asta și am văzut pe asta, dacă tot am mers, aveam nevoie și am zis să o iau. Și tot de acolo am luat niște din astea de muște. Au fost doar 3 lei. Nu știu cum se cheamă. Zeppelin, ceva de genul se zice pe la noi. Sau așa e firma la niște chestii din astea. Au fost 3 lei bucata și am luat două ca să prind muștele. Și am fost și prin Profi. Am intrat doar pentru plicurile umede a lui Caramel. Sunt din astea așa și mi-am luat și o pere din asta așa de picioare, de unghii, de, mă rog, călcâi, nu știu, am luat acolo să fie, a fost vreo 4 lei asta, ceva de genul. Da, cam astea au fost, o să lipesc, abia aștept să mai merg în magazinul ăla, care au multe produse. Sunt cel mai încântată de gelul ăsta de duș, pentru că miroase foarte bine și de ăsta, că fata aia mi-a zis că e foarte bine vândut, abia aștept să-l încerc. Și mai au de la Isana mai multe geluri de duș, adică nu geluri de duș, șampon, da, mă rog, și de ăsta abia aștept să-l încerc.
Da, o să lipesc clipurile astea în două. Și da, cam astea au fost.